Bună dimineața! Din nou, am primit câteva comentarii care ne spuneau că imaginea se vede încețoșată. Să vedem dacă s-au remediat. După cum spuneam, astăzi vom vorbi despre Hipatia. Cadrul evenimentului ne puteți adresa întrebări sau comentarii. Ne puteți spune și despre calitatea transmisiunii ca să putem să ne mediem. Am primit și confirmarea că ne vedem și ne auzim bine. Vă urez încă o dată bună dimineața. Acum la început de noiembrie, lună în care aniversăm și Ziua Mondială a Filozofiei. Este a treia zi de joi din luna noiembrie și vom avea ocazia să marcăm momentul. Până atunci, astăzi ne-am propus să continuăm seria întâlnirilor noastre de filozofie. Conferința de astăzi ne invită să călătorim, chiar și în timpurile acestea, când călătoria e mai dificilă, să călătorim în Egipt, în minunatul oraș construit de Alexandru Macedon și să facem cunoștință cu un filozof care a rămas în memoria istoriei și a impulsionat investigația filozofică și științifică din diferite epoci, și anume Hipatia. Nu? Pe străzile din Alexandria, pe străzile sale pietruite, ajungem călătorind în inima orașului, unde găseam acum mai multe secole, Serafeumul și biblioteca templului Serafi, zeul medicinei, dar și bibliotecă, școală, centru de cultură, de cultivare a armoniei și sănătății, atât a corpului și a sufletului. Și aici se scrie și povestea noastră pe care istoria o păstrează în memorie. Despre acest loc se leagă multe descoperiri științifice care îi entuziasmează și pe contemporanii noștri, dar și scrieri și descoperiri filozofice legate de matematică și, în general, o atitudine deschisă către cunoaștere, către a descoperi ce este omul și ce este natura, nu? Este unul din centrele cosmopolite ale lumii antice, moștenitoare a marii culturi greco-romane, și aici, în Alexandria, această tradiție se întrepătrunde, se întâlnește cu tradiția milenară egipteană, cu tradiția persană sau ebraică, fiind un loc foarte potrivit pentru aceia care căutau să se apropie de înțelepciune, nu? Aici ia naștere și școala neoplatonică din Alexandria. Aici este locul unde vor studia mulți filozofi. Călătoria de astăzi ne conduce în secolul al IV-lea al erei noastre, când școala neoplatonică din Alexandria este condusă de Teon, filozoful și matematicianul Teon.
tatăl Hipatii și mai târziu de Hipatii. Am menționat această tradiție foarte bună a filozofiei și a cunoașterii în Alexandria pentru a vedea premisele sau contextul vieții acestui filozof, dar trebuie să menționăm că în vremurile Hipatiei, școala, de fapt, Alexandria trecea printr-o perioadă mai dificilă, o perioadă tumultoasă, o perioadă în care se întâlnesc viziuni diferite despre ce este omul și ce este viața și care este sensul vieții, și întâlnirile acestea de multe ori sunt violente. Nu este o perioadă de după marea epocă de aur, o perioadă de disoluție a Imperiului Roman. Am zice filozofică, este o perioadă cu probe. Și prima probă ar fi aceea de a găsi elemente comune, în ciuda tuturor diferențelor dintre oameni și dintre modalitățile prin care se raportează ei la viață, diferențe de gen, de tradiție, de credință sau de mentalitate, să găsim elemente comune și punți de dialog, nu? Descoperirea unor valori comune, am zice. Și o altă provocare a timpurilor acestora a fost aceea de a echilibra cunoașterea despre lume, cunoașterea despre om. Nu? E o perioadă în care se cunoșteau multe rezultate ale cercetării științifice, în matematică, în ceea ce nu e fizică, știința despre natură, dar rămâne necesitatea de a avea răspunsuri mai profunde despre ce este omul, de unde vine și încotro se îndreaptă. Sunt întrebări fundamentale. Și avem nevoie de răspunsuri și pentru ele, nu? În aceste vremuri interesante a trăit și Hipatia. Nu știm cu exactitate anul nașterii, probabil 370, poate un pic mai devreme. Știm cu exactitate anul morții, 415. Nu cunoaștem foarte multe despre perioada tinereții și a copilăriei, nu avem foarte multe surse istorice. Știm că după distrugerile care au avut loc în Alexandria s-au pierdut multe dintre comorile acelea de cunoaștere și înțelepciune. Avem însă câteva surse, cum ar fi scrierile lui Socrate Scolasticul, ale lui Damascius, viața lui Isidor, Suda Lexicon mai târziu, precum și contemporan cu Hipatia, scrisorile discipolului său Sinesius către Hipatia și către alți discipoli. Nu? Da, nu știm foarte multe, ziceam, despre nașterea și tinerețea ei. Cel mai probabil a avut parte de o educație aleasă în spiritul valorilor clasice, supravegheată îndeaproape de tatăl său Teon, dar nu știm foarte multe, ca în cazul și altor mari personalități pentru care anumite detalii s-au pierdut. Dar știm că de-a lungul vieții a realizat o muncă foarte valoroasă de cercetare și o muncă pedagogică de a transmite valorile pe care le-a cunoscut și a fost recunoscută de contemporanii săi atât pentru inteligența sa sclipitoare, cât și pentru caracterul său moral. Stăpânea în profunzime matematica, astronomia, filozofia și le explica tuturor acelora care doreau să cunoască. Nu? Și putea să explice diferite teme foarte variate,
Dacă vorbim de matematică, trebuie să începem cu opera lui Teon. Din păcate, foarte puțin s-a transmis. Știm că Hipatia a colaborat cu tatăl său la mai multe comentarii asupra unor opere clasice, de exemplu, opera lui Euclid, Elementele, care a fost în ultimele aproape două milenii, cartea fundamentală, tot ce înseamnă bazele matematice, bazele geometriei. Aceasta s-a transmis datorită efortului lui Teon. El realizează un comentariu și până la 1808 este singura variantă operei lui Euclid care a circulat în acea vreme, ajutând astfel la dezvoltarea științei. Odată cu descoperirea unei alte surse în 1808, s-a putut observa că Teon nu a făcut doar o muncă de copiere, ci prin propriul efort a explicat anumite demonstrații, ajutând cititorul să înțeleagă demonstrațiile matematice, nu? Care puteau fi la Euclid foarte directe, sărind peste anumite etape intermediare, dar necesare pentru publicul mai novice, nu? De asemenea, Hipatia lucrează la comentarii asupra operei lui Apollonius din Pergam, Conica, comentarii la aritmetica lui Diophantus, canonul aritmetica lui Ptolemeu. În domeniul astronomiei știm că este o ediție revizuită a lui Almagest, un text de referință pentru astronomi până pe la 1300-1400, nu? Știm că aduce și îmbunătățiri instrumentului Astrolab, folosit în antichitate pentru munca astronomilor. Și pe măsură ce, după perioada Evului Mediu, oamenii și-au propus din nou sau au continuat această cercetare științifică în Renaștere, în epoca modernă și contemporană. Efortul ei ca om al științei este foarte apreciat, nu? Veți întâlni referințe la munca ei la mai mulți autori, inclusiv Carl Sagan. Dar Hipatia a fost filozof, pe lângă activitatea sa de om de știință, nu un filozof din linie platonică. Și cunoașterea științifică face parte din cea filozofică. Când zic eu că am fost un filozof platonic sau neoplatonic, spunem că este vorba de o filozofie înțeleasă ca o artă de a trăi, ca o practică de viață. Filozoful fiind cel care caută răspunsul, caută cunoașterea și pe măsură ce descoperă mici adevăruri, își transformă viața înapoi cu el, adică se străduiește să trăiască ceea ce a descoperit, nu? Și acesta este și motivul pentru care reputația Hipatiei a fost una atât de mare, pe lângă capacitatea sa de a explica și a dezvolta cu inteligență diferite subiecte, a fost această voință de a pune în practică valori, nu? Ceea ce am numit astăzi caracter, nu? Curajul de a investiga și de a afirma, indiferent de opiniile din jur, ideile, generozitatea de a transmite mai departe învățături, a dat dovadă de un stil de viață, de o viață modestă, în sensul de evitarea luxului și concentrarea pe acele valori imateriale, nu? Valori precum prietenia, generozitatea, nu a dat dovadă de o mare disponibilitate de a-și ajuta nu doar prietenii, dar și discipolii și pe cei care veneau de multe ori în număr mare pentru a-i cere sfatul înțelept. Nu? Ca filozof a fost o căutătoare a adevărului dincolo de opinii, de mode, având capacitatea de a discuta cu oameni foarte diferiți, din pături sociale diferite sau din tradiții diferite, având opinii și viziuni, confesiuni diferite, nu?
căutând, de fapt, să răspundă la marile întrebări ale omului, nu? Se înscrie astfel în... este o continuatoare a tradiției neoplatonice, de studiu comparat al tradițiilor filozofice și religioase, nu? După cum fuseseră înaintea Munius Sacas, Plotin, Porfir, nu? Este capacitatea aceea de a investiga nepărtinitor, nu? Căutând comparat diferite tradiții, ceea ce este cu adevărat, nu adevărul. Nu? Astfel că abordează teme foarte variate și într-o manieră comparată. Nu? Pornind de la întrebările fundamentale ale filozofiei, nu? Ce este omul, de unde vine și încotro se îndreaptă. Nu? Dar pentru asta avem nevoie să ne explicăm un pic și lumea. Nu? Viziunea filozofică fiind aceea omului ca parte a cosmosului, adică a lumii acesteia ordonate de legi. Nu? Și în vremurile acelea a fost o preocupare foarte intensă pentru a explica lumea, cauza care dă naștere lumii și legătura omului cu aceasta. Nu? Pentru a explica astfel creația, filozofii din Alexandria pornesc de la teoria emanației a lui Filon, care explică lumea prin emanație de la acea cauză unică, indivizibilă, permanentă, prin metafora, prin imaginea focului. Nu? Un foc poate să dea naștere unei infinitudini de alte focuri, de aceeași natură cu sine, fără a se diminua pe sine. Astfel, fiecare foc care pornește din cauza esențială, cauza inițială, are aceeași natură ca și el. Despre lucruri, ele ar fi filozofia neoplatonică de trei feluri, nu? Sunt acelea indivizibile, esențele, cele care nu mor niciodată, și sunt și lucrurile divizibile, nu? Lumea materială. Iar sufletul este un compus. Datorată acestei căderi a esenței, a acestei indivizibil în lumea materială, nu? Adică are în sine ambele caracteristici, nu este dual. Dar din asta rezultă și că sufletului îi corespund două mișcări, una fiind aceea de coborâre în lumea materiei și cealaltă a fi aceea de acea mișcare ascendentă, nu? De recuperare a unității, dacă vreau. Dacă prima nu pare a fi în puterile noastre, cea de-a doua, mișcare ascendentă, este cea care ține de fiecare. Nu? Dacă am vorbit despre o creație care păstrează natura esenței, nu? Matematic, nu ar trebui să tragem și o concluzie sau un corolar din această idee, și anume că sufletul nu are nevoie de ceva exterior pentru a ajunge la esență, ci mai degrabă, aceasta fiind în el, este nevoie de un proces de purificare care să-i permită să ia contact cu acea esență, nu? Adică detașarea de elementele trecătoare, pentru ca acele calități atemporale existente deja în suflet să se poată manifesta, nu? Acele puteri ale sufletului, nu? Sau virtuți. Nu? În această tradiție filozofică, virtutea era considerată o condiție necesară sau un pas necesar pe drumul cunoașterii naturii profunde a sufletului, ceea ce este nemuritor. Nu? Pe lângă studiu, este nevoie și de un efort de viață.
foarte practică. Cum ar spune Plotin, înaintea Hipatiei, că fără virtute, Dumnezeu este doar un cuvânt. Și este nevoie de generozitate, curaj, cumpătare, prudență, dreptate, sunt multe virtuți, nu? Dar clasic sunt sintetizate în patru, nu? Curajul fiind una dintre ele, care înseamnă capacitatea de a păstra valorile și principiile în ciuda circumstanțelor, nu? De exemplu, curajul de a exprima ceva, de a exprima o idee chiar dacă publicul nu va aprecia, de a păstra o prietenie chiar dacă nu va aduce neapărat beneficii, de a păstra o conduită justă chiar dacă nu este neapărat aplaudată. Cea de-a doua virtute cardinală, cum am mai zis platonice, ar fi cumpătarea. Cumpătarea care este filozofic o formă de ordine, a pune ordine în interior, nu? Dacă recunoaștem că în sufletul uman există o parte, o natură superioară care durează, nu? Și o natură efemeră, atunci această virtute ar însemna să le recunoaștem și să avem grijă cui dăm întâietate, nu? Pentru că ele coexistă în natura umană, asta cu siguranță, dar se pune întrebarea cine dictează, nu? Există în noi întotdeauna o tendință de a dori, de a vrea mai mult, totdeauna caută circumstanțe mai bune, lucruri plăcute, nu? Dar există și o natură care recunoaște valori mai durabile. Și pentru că avem un timp limitat al vieții până la urmă, ține de noi cărei părți acordăm mai mult timp, mai multă energie, mai mare efort. Nu? Cumpătarea este acest control sau stăpânire de sine, cum au zis filozofii de-a lungul timpului, care permite părții elevate să se manifeste creativ. Nu? Este nevoie, desigur, și de prudență, zice înțelepția, adică de capacitatea de a chibzui înainte și de a încerca să judecăm lucrurile dincolo de aparență și de a acționa mai just, nu? Și, desigur, dreptatea care încununează toate aceste străduințe umane, care ar însemna să acordăm fiecărui lucru ceea ce îi revine după aspectele profunde, după natura lor. Nu? Cert este că vorbim despre o filozofie practică. Și această filozofie a avut mare succes, școala neoplatonică din Alexandria a avut mare succes în vremea Hipatiei, adunând în jurul cursurilor și activităților sale foarte mulți oameni care veneau pentru a asculta acele învățături. Se disting așa două cercuri, să zicem. Ar fi primul cerc mai numeros, cu aceia care doresc să înțeleagă taina matematicii sau un curent filozofic și vin sporadic la aceste prezentări publice, nu? Acest cerc numit de acroați, nu? Dar și un cerc interior de discipoli ai Hipatiei care au un mai mare entuziasm
entuziasm și se străduiesc în mod constant să trăiască aceste învățături. Nu? Și pe aceștia Hipatia învață cum să aducă ideile filozofice din lumea ideilor, nu, în lumea practică, nu? Să le trăiască. Știm că Hipatia a transmis învățături unui număr foarte, unui public mare, dar și eterogen, de aparținând unor tradiții religioase foarte diferite, de condiții sociale foarte diferite, dar a reușit asta pentru că a găsit sau a atins acel element comun, nu? Până la urmă, dincolo de trăsăturile acestea exterioare care ne diferențiază gen, rasă, poziție socială, culoarea pielii, situație materială și putem adăuga foarte multe diferențe, există acea natură umană care este comună, nu? Până la urmă, toți oamenii vor ca viața lor să fie bună, vor să aibă în viața lor dreptate și să realizeze lucruri durabile. Nimeni nu vrea să trăiască minciună sau iluzie, ci adevăr, nu? Și să realizeze, să fie creativ, să facă lucruri frumoase. Nu sunt niște aspirații comune ale sufletului, nu? Și tocmai asta este ceea ce caută filozofia, nu? Ceea ce este comun, ceea ce unește, ceea ce este foarte aproape de esență, nu? Și atunci când oamenii își propun să trăiască aceste valori, nu? Adică când trecem de la dezbaterea teoretică, intelectuală a diferitelor viziuni despre ce e omul bun, de exemplu, atunci când oamenii se străduiesc să trăiască și să fie ei oameni drepți, buni, generoși, în practică observăm că avem și observăm omul că are și calități și defecte, nu? Sau are și abilități și limite, nu? Dar împreună și prin exercițiu orice limită se poate transforma în abilitate în timp, nu? Și asta îi unește pe oameni atunci când ei se adună în jurul unei ideal, unei idei de om bun, de om înțelept, nu? În această căutare a înțelepciunii, atunci când este practică, trece dincolo de diferențele de formă și până la urmă mulți filozofi și înțelepți observă că atunci când oamenii se adună pentru a face, pentru a practica virtutea, din această întâlnire ies inspirați sau se pot ajuta unii pe alții în acest demers. Chiar dacă nu sunt încă perfecti, se pot perfecționa, nu? Când se întâlnesc cel grăbit și cel lent, unul devine mai răbdător și unul devine mai energic dacă au această orientare. În acest cerc apropiat de discipul, Hipatia a reușit să cultive ceea ce am numit filozofic fraternitate, nu? Sigur, semințele sunt în natura umană, dar au nevoie de un grădinar care să le ude constant, ca să spunem așa, nu? Și au rămas anumite scrisori prin care acești discipoli își scriau și încercau să se ajute și să se încurajeze în practicarea virtuții, să se ajute și în probleme practice, să spunem așa, dar și în aspecte sufletești. Pentru a cultiva această valoare, nu, a fraternității, ajută foarte mult și studiul comparat.
o altă valoare pe care Hipatia a cultivat-o în școala sa, și anume capacitatea de a pune la oaltă viziuni diferite din domeniul filozofiei, religiilor, științelor, artelor, chiar și al vieții publice sau politice. Nu? Ea arată discipolilor valoarea studiului comparat și am zice și eclectic, nu? A pune la oaltă și a alege cele mai bune idei și a avea o viziune unitară, nu? Nu este important sau nu este fundamental din ce tradiție vine o idee, ci cum contribuie ea la edificiul nostru de cunoaștere, cum ne ajută să înțelegem mai bine natura și mai ales natura umană, nu? Atât științele cât și religiile ne ajută să înțelegem mai bine natura din care facem parte, nu? Chiar dacă pornesc un pic diferit, nu? Religia de la lumea cauzelor, știința de la lumea observabilă, dar până la urmă toate urmăresc un adevăr. Iar pe lângă acestea, artele sunt foarte importante pentru cultivarea dimensiunii noastre sufletești, pentru a echilibra diferite impulsuri ale psihicului. Nu? Etica ne ajută să transpunem legile pe care le înțelegem de la nivelul naturii la nivelul vieții umane, în ceea ce gândim, simțim și acționăm. Și acest studiu este cu adevărat fructos atunci când se transpune și într-o practică de viață, ceea ce au reușit să facă în școala neoplatonică din Alexandria, nu? Pentru că scopul studiului, până la urmă, este viața, nu? Este capacitatea de a trăi cu valori, nu? Nu este foarte... sau nu este suficient, pentru că este important, dar nu este suficient să avem cea mai bună definiție a ce înseamnă un om înțelept sau un om echilibrat, dacă nu reușim să fim viața unui oameni mai înțelept și mai echilibrat, nu? Adică foarte importantă această punere în practică a valorilor, da? Nu doar în școală, ci și în viața publică, privată, nu? În școală e locul unde se învață, dar cea care vine cu probele, nu? Este viața, nu? Și acolo chiar se vede importanța investigații cu propria minte și a capacității acesteia de a pune la oaltă idei prin studiu comparat, dar și de a trage o concluzie. Pentru că atunci când ne întâlnim cu o situație de viață, nu trebuie să punem în practică ceva. Pentru asta, discipolii au avut în față exemplul Hipatiei, atât de curaj, cât și de cumpătare și de prudență, reușind astfel să transmită aceste valori. Nu? Cum poate filozoful să pună în practică ideile? În filozofia, în manieră clasică, și Hipatia propun acest serviciu public, asumarea unui angajament în cetate, nu? Așa cum făcuse și Socrate înaintea sa, Hipatia promovează un filozof care este implicat în viața publică, care își utilizează inteligența și cunoștințele și toate abilitățile pentru a aduce o schimbare bună în societate, pentru a realiza lucruri valoroase, nu? Și asta vine cu anumite probe, nu? Și aici se vede caracterul uman sau așa se cultivă el, nu? Pentru că în serviciu public omul trebuie să își lărgească sfera conștiinței de la el și problemele, ideile, preocupările sale la a cuprinde în sfera conștiinței problemele și
necesitățile unui număr mai mare de oameni, nu a trece de la o viziune foarte egocentrică la o minte mai capabilă să cuprindă mai mult, nu? Și este proba omului care trebuie să treacă de la un interes pur personal la urmări și binele comun. Și asta este la partea căutării filozofice, nu? A căutării înțelepciunii, pentru că spunem că filozofia caută înțelepciunea, caută esențe, natura umană, și asta este ceva ce este comun tuturor oamenilor, nu doar unuia singur, nu? Deci este un exercițiu filozofic și aduce cu sine mai multe probe, nu doar aceasta a atitudinii dezinteresate și generoase, dar cere și înțelepciunea de a păstra un echilibru între viața publică și viața interioară, nu? Pentru că efortul filozofic, efortul de a cultiva inteligență, imaginație, de a găsi soluții, de a găsi soluții generoase pentru întreg, pot să ducă la reușite, nu? Și nu doar odată în istorie s-a întâmplat ca filozofii să vină cu o idee bună pentru cetate într-un anumit moment, asta este foarte bun, dar asta vine și cu aprecieri și poate și beneficii materiale din partea contemporanilor și atunci se pune problema sau apare această probă de a păstra acele preocupări și valori interioare care au generat ideile bune și rezultatele fructuoase, nu? Pentru un filozof rămâne întotdeauna această probă de a păstra un echilibru între îndatoririle și responsabilitățile încetate și timpul și energia alocată studiului, propriilor reflecții, analizei propriei conștiințe, nu acel examen de conștiință de care vorbesc filozofii, nu? Și Hipatia a reușit să fie un exemplu și în această privință, pentru că, deși de-a lungul timpului a fost ascultat atât de oameni simpli, cât și de înalți funcționari ai Alexandriei sau chiar ai Imperiului, a păstrat o preocupare filozofică constantă, nu? Despre Hipatia mai știm că nu a fost căsătorită și nu a avut copii alții decât discipolii pe care s-a străduit să îi ajute pe drumul filozofiei. A ales să practice castitatea pe tot parcursul vieții. Asta știm că este un exercițiu de înălțarea conștiinței în diferite tradiții religioase sau filozofice ale lumii, o stăpânire a instinctelor și direcționarea către un scop creativ și a fost de asemenea și un mod practic de a alunga orice suspiciune cu privire la întâlnirile din școală, nu? Dar nu putem spune că a fost o viață lipsită de dragoste, cultivând în acord cu viziunea, se cultivă în acord cu viziunea platonică, ideea unei dragoste înțeleasă ca o apropiere a sufletelor și nu doar a corpurilor, nu? Și această dragoste poate să fie foarte creativă. În școală din Alexandria studiau, am spus, comparat diferite discipline și ele nu sunt separate, poate așa cum le vedem noi astăzi, una este fizica, una este matematica, una este astronomia, cât sunt căutarea înțelegerii diferitelor aspecte ale naturii, dar toate au element comun, această căutare a
legilor din spatele acestor manifestări, nu a găsirii a ceea ce le leagă, a conexiunilor sau a înțelepciunii, nu? Fie că este vorba de o lege a energiei sau o lege a generozității. Știm că pe lângă disciplinele acestea științifice, studiul comparat al religiilor a fost promovată ca toate școlile clasice și muzica pentru a lucra cu sufletul. Din nefericire, nu avem la dispoziție operele integrale ale Hipatiei, dar nu putem să nu menționăm câteva idei din matematică pentru că a acordat o atenție acestui subiect și este de interes și pentru noi astăzi, nu? Făcând parte din tradiția aceasta pitagoreică sau platonică de a vorbi despre, de a căuta, investiga legile naturii, Hipatia a utilizat și limbajul matematic, care este unul mai abstract. Și din opera sa ne-am propus astăzi să extragem câteva idei legate de tema matematicii simbolice. Sigur că este un domeniu foarte vast pe care nu-l aprofundăm foarte rapid, dar ceea ce este că matematica, încă de la Pitagora cel puțin, a reprezentat un mod prin care oamenii și-au explicat natura. Adică, dincolo de aplicațiile practice ale calculului care țin de activitatea cotidiană, nu? Matematica este un limbaj foarte abstract de a vorbi despre realitățile înconjurătoare. De exemplu, numerele, dincolo de cantități, exprimă și calități. Unul ar fi unitatea, dualitatea, forțele creației, trei, nu? Expresia lor în plan manifest, nu? Și o aplicație a acestora o întâlnim în geometrie și în ceea ce numim geometria sacră, care ca disciplină se regăsește în toate tradițiile culturale ale lumii, fie că o regăsim sub formă matematică sau în arte sau în arhitectură simbolică, ca o imagine a naturii. De exemplu, o imagine a acestei cauze care este infinită, nu? Unitatea în geometrie este reprezentată de punct. Punctul care este definit de Euclid ca ceea ce nu are părți, ce nu e divizat, ce este unitar, nu? Unitatea în sine. Nu? Punctul este în realitate adimensional, infinit. Și este simbol pentru această cauză primordială, pentru mister, pentru infinit, pentru stil. Bun. O să încerc să vorbesc despre câteva concepte legate de opera lui Apollonius din Pergam și de simbolistica legată de tonuri. Nu știu dacă o să reușesc să vă și arăt câteva imagini, pentru că ne sunt de ajutor. Oricum, pentru cei care sau nu au aprofundat matematica, nu trebuie să vă speriați, o să fie ceva foarte, foarte bazic. O să încercăm să explicăm câteva concepte cu care sigur ne-am mai întâlnit în școală.
Din păcate nu reușesc să pun acele imagini. O să le în transmisia video, dar o să le adaug în zona de comentarii ca imagini. Dacă se poate așa. Figura geometrică con se obține prin rotația în jurul unei drepte, nu? A unei axe, a unei alte axe într-un anumit unghi. Și obținem această figură geometrică, nu? Conul dublu. Bun. Legat de con, ca simbol geometric, în geometrie se vorbește conex și de secțiunile pe care un plan le are la trecerea prin con. Și dacă printr-un con trecem cu un plan perpendicular, o să obținem un cerc. Este acea figură geometrică care reprezintă suma punctelor egal depărtate de un centru. Nu? O altă secțiune a conului este elipsa. În cazul elipsei avem nu doar un centru, ci două. Acea formă geometrică în care punctele sunt egal depărtate de cele două centre. Și o altă expresie sau o altă secțiune a conului este parabola. Să încerc să desenez și pe hârtie ca să se vadă. Chiar dacă desenul meu o să fie imperfect, nu? Nu știu dacă se vede, nu? Aceasta ar fi imaginea unui con dublu. Noi de obicei lucrăm cu un con simplu, ca să ne fie mai ușor. Și secțiunile conului sunt cercul, care are un singur centru. Elipsa. Cele două centre se numesc și focare. Nu știu dacă se vede. O să vă rog să mă ajutați cu spun în comentarii dacă se vede, nu? Cercul care are un singur centru, elipsa. Atunci când planul este înclinat, în planul care intersectează conul, intră înclinat, nu mai avem un cerc, ci o elipsă. Și atunci când un plan intersectează conul într-un unghi mai mare, cam așa, obținem o parabolă. Parabola care poate să fie așa, poate să fie și așa. Putem să vedem din ambele unghiuri. În geometrie, parabola este definită ca fiind acea figură geometrică, suma acelor puncte care sunt egal depărtate de un focar, de un centru și de o dreaptă. Adică toate punctele care alcătuiesc această parabolă sunt egal depărtate de un centru numit focar și de o dreaptă.
Asta este o imagine importantă când vorbim de fizică și, în general, de mișcare, nu? Am zis că punctul, că parabola, mi-a spus cineva că nu se vede, o să încerc să apropii imaginea, da? Parabola este suma locurilor geometrice egal depărtate de acest, de un punct și de o dreaptă. Iar această imagine corespunde în domeniul fizicii cu traiectoria obiectelor în câmpul gravitațional, nu? Traiectoria mișcării. Nu? Dacă aruncăm o piatră, o să observăm că ea urmează această traiectorie, nu a parabolei. Dacă ea va arăta așa. Și geometric, această traiectorie are această proprietate că reprezintă o relație între un punct și o dreaptă. Din punct de vedere simbolic, aceasta este și o imagine a mișcării sufletului, nu doar a corpurilor, a zice filozofii, pentru că și creația este raportul sau este unirea dintre un element infinit, adimensional, nu? Numit spirit și un element finit, nu? Un element care are o dimensiune, nu? Este vorba de dreapta, care este întotdeauna definită de două puncte și are un caracter și metaforic legat de viață, nu reprezintă acel caracter dual. Nu? Și sufletul omului depune acest efort de a porni și a încerca să parcurgă acest drum ascendent, de a se ridica la nivelul cât mai înalt posibil, de a avea o viziune cât mai profundă despre lume. Nu este aceeași traiectorie, nu? Dacă o vedem invers, este povestea coborârii sufletului în lumea materiei, nu? Depărtarea cât cea mai mare de acea realitate esențială, dar urmat apoi de efortul de ridicare. Este o imagine, este o mișcare ciclică. Am vorbit mai devreme și asta este ce se întâmplă exterior, nu? Dar am vorbit și despre elipsă și despre cerc, care pot fi o imagine a conștiinței umane, care, desigur, se raportează la același centru unic, nu la esență, dar nu întâlnim de la început acea perfecțiune a cercului, nu? Cercul geometric este reprezentat de o raportare perfectă față de un centru, dar în general în viața noastră, rând pe rând sau pe parcursul ei, sufletul omului este în căutarea acelui centru perfect și trece prin diferite etape, nu? Numește centrul vieții altceva, nu? Dacă ne gândim la ce este centrul vieții, ce este sensul existenței, nu? Ne referim la conștiința umană, sigur că există un centru, dar ce percepem noi este diferit, nu? Se schimbă de la o vârstă la alta uneori și de la o zi la alta, nu? Pot fi preocupări de sănătate într-o zi, alteori centrul să fie preocuparea de la serviciu, alteori poate să fie o preocupare înaltă, în căutarea unui adevăr, dau un exemplu, și există pe parcursul vieții această străduință a omului de a apropia cele două, nu? Pentru că până la urmă
efortul evolutiv sau efortul conștiinței de a ajunge la cunoaștere este de a descoperi care este acel centru unic, esențial. Nu? Și în matematică, nu sau simbolic, observăm cum atunci când cele două focare ale elipsei încep să se apropie, forma începe să semene din ce în ce mai mult cu un cerc, nu? Cu această imagine arhetipală perfectă, nu? Până când cele două focare se unesc și avem cercul sau această imagine a înțeleptului, dacă vreți, nu? Care se poate raporta just sau poate raporta toate circumstanțele vieții la un centru unic și esențial. Bun. Dacă am vorbit și de filozofie și de matematică, trebuie să menționăm că spre final sau că finalul vieții Hipatiei, asemenea lui Socrate sau lui Giordano Bruno, reprezentat această întâlnire cu o mentalitate violentă și mai puțin filozofică, nu? Ca și Socrate și Giordano Bruno și Hipatia a trebuit să a plătit cu viața ideile sale, dar dincolo de asta, valoarea învățăturilor și atitudinii filozofice a rămas, nu? A rămas acea semânță a omului care poate să discute cu oameni de știință, cu oameni de religie, cu artiști și cu indiferent de originea lor, că poate să caute cu o minte deschisă răspunsuri din ce în ce mai profunde la întrebările vieții. Este o atitudine care s-a trezit din nou atunci când oamenii și-au propus să fie mai profund, nu? A fost redescoperită în Renaștere și chiar mai târziu, nu? În epoca noastră. Este vorba de acel entuziasm de a căuta adevăr, de a considera că omul poate să cuprindă cu mintea sa toate problemele și toate experiențele, nu? Ca pe niște probleme de matematică, pentru care știm că există mereu rezolvare, de a găsi puncte comune între discipline, între preocupări și între oameni, nu? Și da, într-adevăr, istoricii deplâng pierderea multor opere din acea perioadă și antice, nu a fost distrugerea treptată a Alexandriei, a bibliotecii sale, a culturii antice, dar până la urmă este foarte important să păstrăm atitudinea umană capabilă să facă descoperiri și să găsească cu inteligență și să trăiască cu voință valori umane, pentru că tot ce a fost cândva descoperit poate fi redescoperit și până la urmă nu ține de cărți, ține de natura umană. Tot ceea ce facem capătă culoarea sau calitatea caracterului uman care le face, nu? O școală transmite înțelepciune și valori dacă cei care sunt acolo trăiesc acele valori, nu un al politicii aduce beneficii întregului, nu polisului cetății, dacă se preocupă dezinteresat de binele comun. Un artist transmite frumusețea în măsura în care a descoperit o armonie, ceva esențial uman. Om de știință poate să ajungă la un adevăr dacă utilizează inteligența și caută obiectiv răspunsuri și putem spune că
ocupația este un moment de succes al istoriei filozofiei și că rămâne un exemplu uman valoros, o sursă de inspirație și pentru noi astăzi. Și noi trăim vremuri interesante, nu? Ca în orice epocă, nu? Sunt și oportunități, sunt și probe și ține de noi să utilizăm cât mai bine aceste oportunități și probe pentru a da naștere unui moment istoric bun și pentru a trăi valori. Nu tot timpul este necesar, sau tot timpul sunt necesar oamenii cu minte deschisă, inteligenți, curajoși, echilibrați și, de ce nu, înțelepți. Este un drum și pe măsură ce studiem și adunăm din experiențele înaintașilor și deși trăim, ele pot da roade valoroase în viața noastră. Bun. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă sunt întrebări, eu citesc aici în ecran, în partea stângă a ecranului și o să încerc să răspund. Dacă nu sunt, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne urmăriți în continuare sau să vă alăturați și activităților dedicate Zilei Mondiale a Filozofiei.